am lucrat în sistemul de învățământ, înainte în sănătate, tot pe partea de copii și apoi în sistemul de învățământ, unde am fost titulară. La un moment dat am simțit că Dumnezeu mă cheamă spre o altă direcție, așa că am fost antreprenor, am avut o afacere timp de 17 ani și la un moment dat am simțit că Dumnezeu cumva vrea să schimbe cursul acesta și întotdeauna în viață mi-a plăcut să mă uit după faptul că să cred că Dumnezeu vede lucrurile dinainte, știe ce e mai bine pentru mine și că cunoaște viitorul. Și atunci întotdeauna am încercat să văd ce ar vrea Dumnezeu să fac. Întotdeauna, la orice cum până a fost în viață, la orice decizie, majoră sau minoră, întotdeauna Dumnezeu a fost cel pe care l-am întrebat prima dată. Și eram tot așa, trecusem de pandemie, era un tip de afacere care a fost cel mai blocat în timpul pandemiei, dar cu toate astea, Domnul mi-a dat favoare, s-a menținut pe piață. Ideea a fost că după această perioadă de pandemie, cumva Domnul așa cumva m-a chemat la partea asta, dar am simțit cumva chemarea mea de a mă întoarce înapoi în învățământ. Este o confirmare interioară. Întotdeauna cumpănesc foarte mult înaintea lui Dumnezeu când e de luat decizie și dacă ar fi să-mi vină un gând pentru o schimbare, întotdeauna mă întreb dacă este ceea ce gândesc eu, este ceea ce îmi doresc eu ca om sau este ceea ce Dumnezeu ar vrea de la mine și atunci tot timpul intru în rugăciune și mă gândesc la asta. Doamne, Tu știi viitorul, Tu vezi cum ai vrea să fac lucrurile, cum ar trebui să încep, ce să fac. Mai multă lume deja, în domeniul în care eram, mă tot întreba, dumneavoastră lucrați cu copiii? Nu știu, parcă sunteți așa pentru copii făcută. Și acestea au fost confirmări care cumva m-au, din nou și din nou, au fost pentru mine o întărire a faptului că probabil că aceasta este direcția. Sigur, era un gând uman a faptului că acum cum să lași ceva ce ai clădit timp de 17 ani și ce funcționează, pentru care ai depus atât de mult efort, cum să renunți la asta pentru ceva din ce a ieșit cândva? Adică pare o nebunie oarecum. Dar, cum spun, întotdeauna cred că Dumnezeu știe care sunt sezoanele, care este viitorul, de ce trebuie să fie așa.